Bună ziua și bine v-am regăsit aici în curtea Bisericii Sfântul Pantelimon din București. Mă bucur să ne revedem. Deja la ediția de toamnă a recitalului de pian pe care elevii clasei doamnei profesor Olga Săr de la Colegiul Național de Muzică George Enescu din București obișnuiesc să îl ofere nouă și parohiei noastre, îndrăznesc să spun. Știe cineva la câta ediție am ajuns? A numărat cineva? Știți din ce an facem asta? Vă spun eu, 10. Este a 10-a ediție. Avem 5 ani de când facem deja asta. Din 2017 am început. Și unii dintre dumneavoastră s-au obișnuit ca aceste evenimente să le legăm și de evenimentele parohiei noastre. Aș vrea să vă reamintesc că anul acesta s-au împlinit 10 ani de când biserica noastră a ars. În 2012 ianuarie, dacă nu mă înșel, 9 ianuarie, și ca printr-o minune, catapeteasma a fost ferită de incendiu, deși turla principală a căzut razant în flăcări pe lângă catapeteasmă, antrenând în această cădere crucea de pe catapeteasmă și candelabrul. O minune, crucea a rămas intactă, nu a ars absolut deloc, cum și catapeteasma, care se află deja în al doilea an de proces de restaurare. Este finalizată restaurarea în proporție de aproximativ 50%. Și de ce punem noi așa mult preț pe această catapeteasmă? Pentru că are o valoare monumentală, reprezintă expresia înființării Școlii Naționale de Arte Frumoase, fiind sculptată alături de amvon, jilțuri și o masă de ofrande de către Petre Papic. În sfârșit, aceasta vă spuneam că se află în al doilea an, în proces de restaurare. Restauratorii au găsit în lucrul lor, în lucrarea lor, inclusiv cărbuni, stinși, bineînțeles, în structura catapetesmei, urme de apă și de spumă de la incendiu. Dar, iată, ușor, ușor o vom vedea în scurt timp, sperăm noi, restaurată, întreagă, frumoasă, așa cum a fost de la începutul acestei biserici. Cam aceasta ar fi povestea noastră a celor din parohia Sfântul Pantelimon. Mulțumim Lumina Cuvântului pentru sprijinul acordat de fiecare dată în evenimentele noastre. Mulțumim pentru prezență, pentru editare ulterioară, pentru promovare și pentru că ne sunteți alături și nu v-ați plictisit, nu v-ați săturat de noi. Începem cu primul interpret din această după-amiază, cel mai mic. Tocmai a plinit 6 ani, se numește Eva Antonia Teleanu. Tocmai a intrat la Colegiul de Muzică George Enescu din Capitală, în clasa pregătitoare, evident, însă se pregătește de aproximativ un an de zile cu doamna Săr la pian, studiază pianul. Ea va cânta 3 partituri din colecția de începători ale lui John Thompson, Mâini încrucișate, un vechi cântec folk și Corp Cappers. Thank you.
Antonia Teleanu. Urmează Mario Ghiță, el are 7 ani și va interpreta menuet din Ana Magdalena, Johann Sebastian Bach și sonata în sol major, Ludwig van Beethoven. Cu altele și nu o să contenesc niciodată să-i mulțumesc domnului Sel pentru răbdarea pe care o alocă fiecărui începător în parte. Ce să fac dacă la mine al treilea a intrat în această cursă și pare că nu se mai termine niciodată, așa că mai sunt câțiva ani în care o să vă mulțumesc, doamnă Sel, pentru că acordați atâta răbdare copiilor noștri. Este minunat ceea ce faceți. Un alt exercițiu de răbdare pe care dumneavoastră l-a acordat și pentru care vă mulțumesc că se numește Ana Maria Teleanu. Ea are 9 ani și va interpreta din studii pregătitoare pentru pian ale lui Carl Czerny, partitura numărul 8.
urmează Sofia Vișan, tot 9 ani are și Sofia, și ea va interpreta Carl Czerny, studiul de agilitate numărul 3, opus 299, și invențiunea numărul 4 a lui Johann Sebastian Bach. De data aceasta numărul 21, opus 229 al lui Carl Czerny, îl veți auzi în minutele următoare interpretându-l pe Teodor Ioan Teleanu. Și tot Teodor va mai interpreta Bacarole de Piotr Ilici Tchaikovsky. Thank you.
Sinfonia noua, Johann Sebastian Bach și sonata în si bemol, Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you.
Felicitări pentru asta. E mare lucru să nu te deconcentrezi atunci când ai ceva de făcut pe scenă, atâta vreme cât toată lumea pare că face să te deconcentreze în jurul tău. Vreau bun venit în curtea bisericii noastre lui Eric Gugu. El este în clasa a 8-a. El va interpreta Johann Sebastian Bach, partita 1, preludiu și giga, și Joseph Haydn, sonata în do dies. Thank you.
Thank you.
Și l-ascultăm pe Alex Tănase din caietul de 24 de tonalități al lui Johann Sebastian Bach. Vom asculta Veca în do diez, Robert Schumann, sonata a doua, opus 22, partea 1. Thank you.
scenele mici, pentru că probabil va trece pe scenele mari odată cu plecarea lui la conservator, așa cum sperăm că au făcut-o anul acesta și Petru și Sabina. Și nu o să uit niciodată concertul de anul acesta, de la concertul absolvenților de la Ateneu, care Petru și Sabina au făcut un moment de excepție. Îmi doresc peste 2 ani să te văd, Alex, la fel, în aceeași formă de zile mari, tot la concertul absolvenților, așa cum îmi doresc să-i văd pe toți cei prezenți aici, inclusiv pe tine, Eva, să privim din spate, alături de doamna Sel, la concertul absolvenților. Dragilor, aceasta a fost povestea noastră din această seară. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături. Sper să mai veniți și altă dată. Sunt Cristina Teleanu. Vă mulțumesc!